Îți cu bună dimineața, îți cu primul concert al lui Cheluțu. Pupă tata, pentru că astăzi, Jonuțule, mergem la Craiova și ne-am promis că atunci când vom avea o distanță mai mică, stai că doar ce am trezit băiatul din somn, o să luăm și pe el la concert, Jonuțule. Astăzi suntem surpriză la Majorat. Astăzi trebuie să avem grijă ce postăm pe Instagram. Ieri a trebuit să avem grijă ce spunem în vlog, de aceea nu v-am anunțat că venim în Craiova, Jonuțule, întrucât suntem cea mai mare surpriză, ba mai mult de atât, venim și noi cu o surpriză la pachet, adică Cheluțu. Astăzi, în noată Cheluțule, cum spune Rovionul, îl pupăm dulce și vă invităm să vedeți ultimul react al lui. Este vorba despre reactul de la piesa cu Abi. Este senzațional, îl pupăm pe Rovision și îl felicităm pentru atâtea ore de muncă și de, cum să spun eu, pentru creativitatea asta ieșită din comun, e foarte talentat puștiul ăsta. Nu-i așa, tati? În noată Cheluțu, astăzi merge la concert pentru prima oară. Jonuțule, mergem în Craiova, suntem cazați la hotel Lido, iar cei de acolo au fost foarte drăguți și ne-au spus că ne primești și cu Cheluțu, ba mai mult de atât, și știau, bosule, pentru că revin la reactul lui Rovionu. Jonuțule, adevărul că în noată Cheluțule a ajuns mai faimos și decât mine și decât Abi și decât toți regii regilor României, Jonuțule. Da, tati, tu ești cel mai iubit dintre pământeni, dintre patru peți. Cam asta este situația, Jonuțule. Am încărcat mașina cu bagaje, toate fetele au ajuns și decolăm către Craiova. Că senzorul de AdBlue s-a aprins din nou, este clar că trebuie comandat senzorul nou, mi-a spus și Paul ieri. El l-a softat ieri, dar a ținut nici mai mult, nici mai puțin de 4 ore până când s-a reaprins eroarea. Pentru cei care vă pricepeți la mașini, știți că asta cu ștersul erorilor e un fel de aia tristă la picior de lemn, cum ți-ar spune Jonuțule. Hai, tati, mergem în mașină și după care decolăm către Craiova. Hai să vedem, să vedem dacă ne facem de râs sau nu. Ia, Cheluțu, hai mașină, tati. N-am specificat ce mașină. Hăzi, Jonelule, prima oară la un concert, Cheluțul este pregătit să facă room tour-ul și vă spun cu mâna pe inimă că, uite, mi se face pielea de găină, deci nu mint, da? Bă, îmi venea să mă dau cu capul de volan că am uitat să iau GoPro-ul, bine, wannabe GoPro-ul, dar o să cumpăr un GoPro, Jonuțule. Înnebunesc de ciudă că n-am GoPro-ul și că nu poate Cheluțul să facă room tour. Bă, voi vă dați seama cum arăta cadrul ăla, cu urechile lui de la spate așa, cercetând toate locușoarele din cameră, ajungând la Căcănescu, dar nu e nicio problemă, că vă spun eu cum facem. O să ajungem în cameră, iar fratele vostru, pentru că este un cretin cu acte în regulă, se va așeza în patru labe și va face un room tour cățelesc împreună cu Cățelescu. Se pare corect, Jonuțule. Așa că luăm bagajele, mulțumim și iubim Hotel Lido, pentru că nu numai că am stat aici de foarte multe ori, dar de fiecare dată când am venit am fost primiți dumnezeiește și de data aceasta când am sunat să spunem că suntem însoțiți de acest patruped care nuată și pe ciment, înnoată, Cheluțule, înnoată, Jonule, am fost primiți cu cea mai mare căldură din lume. Da, Dorian. De fapt, da, domnul Dorian, vorba asta pe care nu suport eu, dar o apreciez. Da, domnul Dorian, veniți cu Cheluțu, că abia așteptăm să-l vedem. Auzi, mă, bă, fiță, te gândeai tu, puță, că o să pleci de la sânge pe ceafă și fără păr, să ajungi să te iubească lumea, nuată, Cheluțule, să vorbesc Rovision de tine, Rovision. Gata, Jonuțule, luăm bagajul și mergem direct în cameră. Hăț, Jonuțule, în poziție de atac și puțin scărpinându-se de superba mochetă, Cheluțu este gata să facă rumturul. Hai, Cheluțu, la rumtur, tati. Unde mergem? Haide, tati, unde mergem? Prima oară, Jonuțule, avem în spatele nostru o mochetă extrem de confortabilă la Hotel Lido. Se pare că scărpinatul este ce trebuie. Ce faci, tati? Ce faci? Hai să-l vedem pe Căcănescu. Hai să-l vedem pe Căcănescu. Vino repede! Vino repede aici! Vino aici! Vino aici! Eu uite, tati! Ce vrei, tati, aici? Căcănescu! Cam asta este rumturul lui Cheluțu, Jonuțule. Ne pare foarte rău că nu am putut să-i punem GoPro-ul. După cum bine știți, Hotel Lido este un hotel mititel. Nu este cel mai wow, dar energia pe care o avem atunci când venim aici face cât 100.000 de stele puse la acest hotel, Jonuțule. Avem și piscinică în spate. Ce rău îmi pare că am uitat să iau, nu sunt obișnuit. Mamă, Cheluțu, prima oară într-un pat. Trebuie să o facem pe asta. Hai, Cheluțu, sus la tine. Vai, nu pot să cred, Cheluțu, pentru prima oară în viața lui într-un pat. Porcule, dacă te înțelegeai cu motanii, dormeai și acasă în pat. Porcule! Cam asta este treaba, Jonuțule, camerele sunt camere. Am conștientizat și am conchis astăzi că Hotel Lido este hotelul fotbaliștilor din zona aceasta, Jonuțule. De fiecare dată când venim aici, uite-mă, asta e poția broască. Uite-mă, și broască. Uite-te la mine. Uite-mă, nu așa arată o broască. Am conchis că ăsta e hotelul fotbaliștilor, deci astăzi în noată Cheluțul este doar fotbalist, pentru că nu are vesta la el să... Gata, mă, îți dau hamul jos. Să nuate, mergem jos să mâncăm ceva și pentru
că suntem totdeauna cu vlogul după noi, Jonuțule. Astăzi o să filmăm niște cumpărături crazy de pe Amazon, Jonuțule. Și vom filma cel mai nebun vlog cu hack-uri de pe Amazon, cu și despre casă, Jonuțule. Așa că luăm laptopul, pornim... Eu pot să-mi pun hamul ăsta dacă vreau oare, mă? Ar fi o chestie, știi, așa aș putea fi strunit. Nu merge. Pornim aerul condiționat pentru că cheluțul al nostru este destul de exotic, iar pe el temperaturile îl nimicesc. De fapt, nu e exotic, e nordic. E nordic și exoticismul îl distruge. Îi facem răcoare băiatului. Ah, am uitat să iau bobițele din mașină. Mergem să luăm și bobițele, mănâncă și el, mâncăm și noi. După care îl plimbăm un pic să fac un căcănescu și la somn, pentru că diseară avem de făcut o surpriză din aceea ca la carte, Jonuțule. Vă spunem și vouă aici, dacă vreți să faceți o surpriză cuiva, aveți grijă să-mi spuneți încă de la început când bucuim evenimentul, să nu spun, să nu postez, pentru că fratele vostru e destul de transparent și lasă informații multe din casă, așa că trebuie să știm din timp să ținem secretul perfect. Hăți, Jonuțule, v-am povestit că de îndată ce terminăm cu masa, venim în cameră și ne apucăm să cumpărăm de pe Amazon.com, fraților, ați auzit bine, chiar din Statele Unite ale Americii, întrucât Statele Unite ale Americii ne-au primit în brațele lor, Jonuțule, și acum Amazon.com livrează și în România, iar noi în acest vlog pe care o să-l filmăm, Jonuțule, o să cumpărăm gadgeturi pentru casă pe care am văzut că le-au cumpărat vloggerii de afară, le-au testat și suntem curioși dacă mint sau nu și dacă ele sunt bune sau nu, etc, etc, înțelegeți ce vreau să zic. Primul produs care mi s-a părut like, bă, nu șmecher, senzațional, având în vedere că am deja vreo 2-3 luni de când stau în casă și știu care sunt primele stresuri, ca să zic așa, de care m-am lovit. Bosule, aceste organizatoare de sertar, care, fiți atenți, există și pe lemn, și pe gri, și culmea, și pe alb, uite, white-ul aici, Jonuțule, sunt fabuloase. Ce mi se pare foarte șmecher este că ele au și treaba asta aici, care le face să fie adaptabile în funcție de sertar. Și uitați-vă, frații mei, cât de miștoți organizează sertarul, ești nebun? Bine, una bucată chel care nu este obișnuit cu patul. Tati, filmăm aici. Aici nu se înnoată chelul. Aici nu înnoată cheluțul. Aici nu înnoată cheluțul. Ok, 5 minutes later. Tati, mai du-te la o plimbărică ceva. Du-te și înnoată. Așa. Ce mi se pare foarte... Că nici nu pot să filmez cu tine. Stai aici, l-am prins. Ce mi se pare foarte șmecher, Jonuțule, este că... Băi, ești nebun? Ia fiți atenți aici. Deci, exact ce vă povesteam, da? Aici sunt niște arcuri, iar el se întinde sau se strânge în funcție de cum ai tu sertarul. Deci, ăsta este primul produs pe care îl vom comanda. Fii atent. Add to cart direct. Este $35, da? $34.99. Păi, Jonuțule, l-am pus în coș. Este băgat în coș, Jonuțule. Și deja ne arată și niște... Uite, bă, sunt mai multe tipuri, dar ăla este cel mai frumos și mai mult de atât. Ăla este cel încercat de vloggerii pe care Cori urmărește și ale căror videouri îmi trimite să le mai văd și eu. Mergem către produsul următor, Hăzjonule, nu o să vi le arătăm pe toate, o să vă arătăm un best of, în speranța că atunci când vom posta acest vlog, gen încerc gadget-uri pe care vloggerii americani, Hăzjonule, le-au încercat, să vă uitați la tot vlogul. Revenim. Hăți, bă, băiatule, asta necesită ridicare în fund din pat, din poziția lungit de Jonule, nu aveți idee ce este ăsta, nu vine să cred că Cori a găsit nebunia asta. Este un calendar de sticlă despre care noi vorbeam și care se pune pe perete precum un tablou și pe care poți scrie cu carioca, respectiv șterge cu buretele, Jonule. Dar mare atenție, de sticlă, nu precum sunt tablele acum noi din școli albe, din plexiul ăla sau ciofiel, care rămâne oricum ușor murdar, ați văzut voi despre ce vorbesc. Sticla se face squeaky clean după ce vii cu hâțul și ștergi, Jonuțule. Și acum fiți atenți, bă, ce tare Amazonul ăsta, bă. Deci, au așa, au prinderi argintii, mate black și auriu. Normal că o să mergem pe argintiu și stăteam până să dăm rec și mă zgâiam la mărim și am observat că sunt 3 mărimi, Jonuțule. Motiv pentru care o să mergem să luăm cea mai mare treabă, și anume select size 26 de inci cu 38 de inci. Cum adică plus $110? Adică 99 plus 110 sau 110 tot? Nu e cu plus, Jonule. E cu plus, Jonule, pentru că ăsta n-avea cum să fie 70. Și atunci în situația asta $210 și dacă nu-mi place, dar și dacă îmi place și prea mic. Dar hai să ne gândim, 38 de inci, bă, cred că e foarte mare 38 de inci, mă. Pe de altă parte, unde l-aș pune? Eu l-aș pune, boss, în sufragerie, între frigider și ușa de la garaj, e nebunit. Bă, 38 de inci, stai, mă, că facem așa, mă, tată, că pe mine m-a învățat mama cu Google să lucrez. Deci, eu știu așa, dar nu că am calculator și un inci e 2,6 sau ai mila? Nu, mila e 1,6 km. Nu, dăm calculator, unde e calculatorul? Calculator. Îți zic că e 2,6%. Apostrofați-mă, certați-mă, fiți atenți. Nici nu verific pe Google. Merg pe cunoștințele mele generale. Să dea, dragi,
dacă am greșit, sunt cel mai fair din lume. Deci 38 de inci, a zis, asta e lungimea, ori 2,6. 98 de centimetri, bossule, ăsta este. $210. Să moară Jaxi, o facem acum pentru vlog sau nu o facem? Hai bă, că ne bate, doamne, doamne, mă. Ne ajută atât de mult YouTube-ul ăsta, bă. Țineți minte de la maimuța bătrână. Una dintre cele mai importante reguli în afaceri este să reinvestești în afacerea ta. Nu suge toată seva din ea până când o seci. Pentru că nu va mai face treabă. Uite și pielea de găină, că îmi plac afacerile ca întreata sedă, mă, doamne, iartă-mă. Deci, astăzi, pe lângă cei $35 cheltuiți pe super suporturile de desertare, în acest moment, Jonuțule, o să dăm add to cart la $209 pentru că este mult prea șmecher. Nu e stoc? This item cannot be shipped to your selected location. Please choose a different location. Păi stai puțin, și dacă îl dau mai mic? Poate vrea Dumnezeu să-l cumpăr mai mic, ia. Uite, nici nu pusesem, shiny silver. Extra pens. 3 black pens, nu? Sau să iau și colorate, că poate nu găsesc după aia. Color, ori mă, păsta la $20. Și unde văd? Back to cart, nu? Merge, nu? Ba nu mă, this item cannot be shipped, mă. Stai așa, Jonuțule, că mai încercăm acum o dată. Hai, tata, zboară puiule. Deci mi-a luat. Cart $153, prostitul ce caut, nu? Deci cred că pe la mic mi-l vinde. Gata, Johnule, înseamnă că doamne, doamne, n-am vrut să cheltuim, nu știu de ce. Dar trebuie să fiu sincer cu voi, mă simt un pic mai ușurat, așa parcă nu mai. Nu erau decât $210, dar sunt bani, frate, după care ai muncești, sunt 10 milioane. Dumnezeu să mă ierte acum un calendar. În fine, Johnuțule, mergem mai departe și am decis împreună cu Cori că vă vom arăta numai 3 dintre produsele pe care le-am ales, pentru că nu vrem să facem nici spoiler, ba mai mult de atât, vrem să fie un teaser ca să țineți ochii pe canal. Da, subscribe și vă uitați în ziua aia în care facem ăsta. Revenim cu ultimul obiect. Nici nu știu dacă să mai stau să vă spun cum am reacționat în momentul în care am văzut acest gadget. Bă, băiatule, unde s-a ajuns? Deci uitați-vă, vă rog frumos, la chestia asta. La o primă vedere ați spune că e o placă de păr de breton, nu? Am văzut placă de păr de breton, să moară Jaxana. Mai zic Jax că m-am întâlnit cu el și iar mi-a zis că m-am reîntors la obiceiurile vechi. Bă, așa arată o placă de păr de breton. E, acum să vină fratele vostru să vă spună ce este drăcia asta. Drăcia asta, frații mei, după cum puteți vedea deja din mini pozica asta de aici, este un mini bag sealer, Jonuțule, care acționează exact ca o placă de păr și pe care tu îl treci așa peste punguța care ți-a rămas deschisă, să spunem, cu chipsuri, eu știu ce condiment pe care poate nu-l folosești des și vrei să-și păstreze aroma, etc., etc., Jonuțule, că sunt o grămadă de punguțe pe care am vrea să le sigilăm după ce le deschidem și nu știm ce să facem cu ele, bă, băiatule. Ăsta trece și topește plasticul, precum alea, știi, au apărut alea noi de te încalți și îți topesc plasticul la pătal, păi și nu mai trebuie să pui ciupicul la nașpa. E, ăsta, gadgetul ăsta mic și zăpăcit. Uite-l mă, că aici arată exact ce faci. Trece peste pungă, Jonuțule, și ți-o sigilează. Hai cu Doamne ajută. Arrives 21 in stock at to cart. Gata, Jonuțule. Avem un cart de $243, Jonuțule, și 57 de cenți și continuăm cumpărăturile. O să vă spunem în vlogul ăsta, pentru care muncim acum, cât ne-a costat totul, o să vă arătăm și invoice-ul, adică factura, și o să mai vedeți și multe surprize pe care o să le mai cumpărăm. Nu avem limită de buget, Jonuțule. De ce? Pentru că este datoria noastră să investim în videouri frumoase pe care voi să le apreciați, Jonuțule. Știi, nu merge asta cu ulciorul la apă de multe ori. Ok, au mers un video, două, trei în care nu investești, dar în rest este frumos să ai material de calitate, precum o televiziune care niciodată nu o să facă o emisiune gratis. Revenim, hăț Jonule, când suntem gata, gata de concert, Sespu. Hăț Jonuțule, suntem așa cum ni s-a spus în camera nașilor, care, bossule, este o cameră care e deasupra unui ballroom de nunți. Hai, tati, hai, pa, hai sus. Iar cheluțul va sta să ne aștepte aici 20 de minute, pentru că nu vreau să mergem cu el la majorat, nu de alta, vreau să urce pe scenă, dar vreau să urce pe scenă atunci când va fi o scenă mare și unde oamenii de la spectacol nu au acces, pentru că aici o să fim alături de invitați, mai mult ca sigur. Și Jonule, dacă toată lumea o să sară pe el, cheluțul nuată, Jonuțule, că acum avem o vorbă nouă, mie să nu se panicheze, să reacționeze ciudat, muzica va fi extrem de tare și în plus de asta eu o să intru odată cu tortul, Jonuțule, pentru că așa facem noi surprizele când venim, surpriză, la majoratul dumneavoastră sau la nuntiță, pentru că am fost și la nunți surpriză. Așa că lăsăm pachetul aici în patul ăsta de naș, Jonuțule. M-am asigurat dinainte, am zis, prima oară mi s-a spus că o să stăm în camera mirilor. Și zic, mama, aici fac mirii hâț-hâț după nunta cea de taină? Și mi s-a spus, nu, Jonule, asta e camera nașilor. Și în momentul ăla am zis că e nașii nu mai sunt chiar așa de grăbiți. Așa că, ce faci, mă, ce, te mușcă? Nu te mușcă, nu? Se joacă ca prostul. Cheluțul și felul lui de a se juca un pic mai barbar, așa, Jonuțule. Revenim cu câteva cadre în momentul în care o să intrăm cu tortul, pentru că avem voie. Nu sunt copii, deci putem filma. După care, cu încheierea, în drum spre casă. Hăți, Jonule, suntem gata să intrăm. Camera va fi la mine în mână. Hai să vedem. Bună seara, bună seara. Hăți, cu la mulți ani, cu distracție. Mamă, mamă.
ce tot frumos, ce tot frumos. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mâna sus, sus, sus. Zici că mai mult dor, n-o să stau cu ea. Bravo, tăticul meu. Bravo, băiețelul meu. Gata, Jonuțule, oficial am ajuns acasă. Suntem în București, lăsăm fetele și plecăm înapoi către țară, către domne Jonuțule, acolo la praf și la liniște, unde ne place nouă. Am ajuns cu brio, lejer, pentru că drumul era quasi liber. Craiova a fost mega forță. La mulți ani, Maria, încă o dată te pupăm. Să fii cu minte și să fii fată deșteaptă, pentru că asta este cel mai important. Și în rest, noi ne continuăm peripețiile, Jonuțule, și promitem să încercăm să ajungem la toate petrecerile la care voi vă doriți să ajungem, Jonuțule. Până una alta, nu uitați de subscribe-uri, am pupat, să prindeți clopoțelul, pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și surprize din cele mai trăznite, noi suntem aici înspre a vă face zilele mai frumoase și a vă așterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați să dați follow pe Instagram CoriLV, eu sunt Dorian, follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit domn Facebook și de asemenea țineți ochii pe www.dorianpopa.ro, pentru că acolo avem cele mai șmechere surprize pregătite pentru voi. Să aveți o zi și o cafeluță mirobolante. Sar pe noi ca pe tramvulii.